Pentru Zodia Balanță, soarele din Rac, pe casa carierei și a reușitei sociale, poate să vă aducă în această zonă unele beneficii, ce formează trigon cu Jupiter în perioada 20-25 iunie. Acest trigon aduce maturitate, împlinire, optimism, autoritate, responsabilitate, idei și inițiative bune relații de familie agreabile și sănătate care debordează de vitalitate. Puteți de asemenea să culegeți roadele unor eforturi pe care le-ați început cu șase luni în urmă, la luna nouă din Capricorn. Aceasta pentru că pe data de 24 iunie se perfectează luna plină în Capricorn, pe casa căminului, a familiei, a relațiilor cu părinții și a tradițiilor aici această lună plină poate să vă aducă un echilibru în între carieră, viața socială, responsabilități, autorită și familie, relația cu părinții, căminul, trecutul, tradițiile. Racul, în zona unde se află soarele, va duce acea preocupare pentru securitatea căminului a familiei, iar Capricornul aduce, aflat în opoziție totuși cu racul, preocuparea pentru carieră, profesie, putere socială, diverse aspecte ale conflictelor sociale în care puteți să fiți antrenați. Totuși, este un moment care poate să aduc în minte și dorința de a tempera entuziasmul și forța prin compasiune, prin faptul că nu trebuie să sacrificați dragostea pentru cei apropiați. Venus, pe de altă parte, se află pe casa carierei și a realizărilor sociale și este în opoziție cu Pluton, pe casa relațiilor cu familia, cu părinții și conflictul acesta dintre. Venus și Pluton este un conflict care poate să aducă frustrări legate de relațiile de iubire, experiențe și riscuri legate de investiții care pot fi riscante, pot să aducă și pierderi financiare în această perioadă. Deci aici trebuie atenție. De asemenea, relațiile de familie pot fi marcate de intrigă Uh, și uh, dificultăți uh, uneori uh, dificultăți, am zice, uh, amoroase unele chiar destructive